După o întrerupere de 6 ani, Ion Viorel a condus azi după amiază un nou antrenament la Gloria. Puțin emoționat și mai mult îngrijorat, Vioara a pășit pe gazon la ora 17 fix, dar înainte de primele indicații către jucători, a fost interpelat de ziariști. Primul antrenament și o revenire acasă după 6 ani de zile. Sper din tot sufletul să am succes cum am avut și precedentele, cele două mandate ale mele. Ce sentiment încearcă acum? E normal, sunt emoții pentru că aici am crescut, aici am avut cele mai mari performanțe ca antrenor și încă o dată mă repet, sper din tot sufletul să repetăm ceea ce am făcut în mandatele precedente. În privința lotului, Ion Viorel a oprit 10 jucători din vechea gardă, alături de care vor întări echipa fotbaliști buzoieni cu experiență, precum Vlaicu, Georgian Marcu, Stoicescu și Dăniță, plus două achiziții de la Brăila. Sunt jucători pe care eu mi-am dorit să rămână, și aici mă refer la jucătorii buzoieni din anul trecut, jucători repatriați, tot buzoieni care i-ați văzut aici, e număr pe Vlaicu, Marcu, Stoicescu, Dăniță. Și vor mai sosi jucători. Sunt doi jucători de la Brăila care mi-am dorit foarte mult. Unul din ei se află la antrenament, celălalt este pe drum, sosește și el, e vorba de Voicu și Pușcașu. Eu zic că pe posturi suntem bine, exceptând postul de atacanți. Antrenorul a respins ideea că în primul an obiectivul va fi doar salvarea de la retrogradare. Nici chiar așa, nu sunt eu, încă n-am un antrenor, chiar dacă nu avea eu bani, chiar dacă nu avea lotul care mi-l doresc, dar nici chiar așa. Eu, este clar clasarea în primele 8 echipe și este mare lucru anul acesta. Și în obiectivul meu este clar, știți cu toții, este un mandat pe 3 ani, exact cum am făcut și în ultimul precedentul, era revenirea pe prima scenă. Antrenamentul s-a finalizat cu imaginile anului din sportul buzoian. Ion Viorel și Dan Tulpan îmbrățișați pentru binele fotbalului buzoian.